O mărturie cutremurătoare vine de la Spitalul Universitar din București, acolo unde primul pacient infectat cu COVID-19 a fost diagnosticat în urmă cu 3 săptămâni. Între timp, 17 cadre medicale și 10 pacienți au ieșit pozitiv la coronavirus. Și stăm de vorbă acum cu asistentul medical Daniel Simion despre ce se întâmplă la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din țară. Bună ziua și vă mulțumim că sunteți alături de noi la Observator. Bună ziua! V-aș întreba pentru început, care este în acest moment situația la Spitalul Universitar? Panică. Stres și panică. Asta este situația în Spitalul Universitar. Majoritatea colegilor care au avut contact cu pacienți care consideră că sunt, care vor să fie testați pentru că trebuie să fie testați, așteaptă. Am colegă care a fost testată luni și nici în momentul de față nu a primit rezultatul. Am colegă care a fost în sală cu colega respectivă, care nici până în momentul de seamă, nici în momentul de față nu a fost contactată de către nimeni, așteaptă acasă să fie testată. Cred că, nu știu, această stare, această tensiune nu face decât să, este o stare foarte ciudată. Domnule Simion, acum câteva zile veniseră din Coreea de Sud, sigur, autoritățile au cumpărat și 200.000 de teste care au fost repartizate, bănuiesc, prin țară, prin toată țara. La Spitalul Universitar ar fi trebuit să ajungă fiind cea mai mare unitate spitalicească din România. După asta, s-au cumpărat și alte necesare pentru, pentru secțiile de infecțioase, da? Ar fi trebuit să ajungă multe la Spitalul Universitar, pentru că, iarăși zic, este cea mai mare unitate spitalicească de urgență. Ce se primește zilnic de către un asistent medical? Că dumneavoastră sunteți asistent medical. Da. Deci ce primește un asistent medical zilnic? Ca să înțelegem cu toți. Aveți perfectă dreptate dumneavoastră aici. Toată lumea spune că trimite, toată lumea spune că face. Vinovat de toată situația este profesorul Cârstoiu. Este singurul vinovat de toată situația asta. Dar nimeni nu-l întreabă dacă într-adevăr materialele respective le avem pe stocă, nimeni nu întreabă care este situația. Este vinovat pentru că a acceptat să preia această instituție în cadrul în care a preluat-o. Nu poți să ceri materiale dacă nu ai materiale. Spre exemplu, ultima mea tură a fost undeva sâmbătă. În toată ziua de sâmbătă am purtat o singură mască. Pentru că nu erau măști. Au venit, am înțeles că au venit pe parcurs materiale. Am înțeles că sunt materiale. Nu știe absolut nimeni nimic. Deci este un haos total. Colegi nu știu să se echipeze noile costume, unii chiar nici nu știu cum arată noile costume. Ce să vă spun? De dușuri, de WC-uri, de unde? Singurele dușuri din spital sunt cele din blocul operator, unde WC-ul este defect de 2 săptămâni. Pentru că fosta echipă managerială nu a catadixit să rezolve aceste probleme. Acum, nu cred că e cazul să acuzăm pe unul sau pe altul. Acum trebuie să rezolvăm o situație de moment. Nu cred că e nevoie acum să acuzăm nu știu ce manager. Noi trebuie să ne ocupăm de situație reală, acum. Reală, în momentul de față, asta este situația, tensiune. Nimeni nu știe ce are de făcut. Ce să vă spun? Că trebuie să urcăm în mașină, să ne ducem la Babeș și să ne facem testul? Puteți să ne explicați, ca să înțeleagă și cei care ne privesc, cum se face exact testarea cadrelor medicale? Păi când mă va testa, vă voi spune. Deci sunteți în continuare și dumneavoastră pe lista de așteptare? Probabil, bănuiesc. Nu știm nimic, suntem foarte mulți, suntem 3.000 de angajați, nu-i poți testa pe toți odată. Trebuie făcute niște tabele, nu știu, nu sunt eu în măsură să fac organizare. Domnule Simion, din informațiile pe care le avem până în acest moment, 17 cadre medicale și 10 pacienți, cum spuneam, la Universitar. Dumneavoastră, din ce discutați cu colegii, aveți informații că ar putea fi mai multe cadre medicale depistate pozitiv sau care au suspiciuni că ar fi putut contacta virusul? Da. Și pot să vă spun și de ce, dar colegul dumneavoastră a zis să nu mai acuz. Eu nu acuz. Dar timp de 2 săptămâni, niciun coleg din spitalul ăla nu a avut nici decât bana la mască. Unii nici bana la mască nu au avut-o. Pentru că nu ni se dădeau. Asta este. Cei care s-au simțit rău și care probabil au fost, li s-au făcut teste, au fost, dar cei care sunt asimptomatici merg pe picioare. Suntem adevărate bombe în acea instituție. De ce? Pentru că nu ni s-au dat.
Dumneavoastră credeți că în momentul ăsta ați intrat în contact cu persoane care ar putea avea virusul și sunteți un posibil purtător asimptomatic? Da. Și ca mine sunt foarte mulți. Ce să vă spun, că circulăm haotic cu lifturile, nu avem un lift special pentru pacienții care trebuie să se ducă pe etaje. Nu, asta este, nu, astea sunt condițiile. Spuneați că în acest moment starea generală de spirit din spital printre medici este de stres și panică. Am văzut mai devreme în jurnal, la Iași cel puțin, medicii de acolo primesc ajutor de la specialiștii de la Institutul de la Socola, pentru că suportul psihic și emoțional pentru medici în această perioadă este foarte important. Pe această direcție s-a lucrat cu medicii de la Spitalul Universitar? Ați primit vreo consiliere psihologică în acest sens? Nu știu, nu am auzit să fi primit așa ceva, cineva să beneficieze de așa ceva, dar vă dați seama că oricine când vede toate posturile de televiziune că universitarul este o bombă, că este, vă dați seama că toți suntem stresați, toți suntem oameni și noi. Știm cu ce am lucrat, știm ce am avut la dispoziție. Știm ce ni s-a pus la dispoziție. Ce aveți nevoie exact în acest moment? Pentru că tocmai ați menționat că știați și știți în continuare ce ați avut până la izbucnirea acestei crize. Concret, domnule Simion, de ce aveți nevoie în acest moment în spitale? În spital? Viziere. În primul și în primul rând viziere. Echipament de protecție și dezinfectanți. Nu știu ce există în stocurile magaziei. Nu mă pot pronunța. Dacă sunt acolo, dacă sunt, se păstrează pentru, eu știu, pentru săptămâna viitoare, când se consideră că va fi punctul de explozie al acestei epidemii, nu știu care este organizarea instituției, dar vă spun, atât avem nevoie. Material de protecție, nu se, știți, doar cine intră în sală își pune două măști, deci mi se pare absurd să intri în sala de operație cu două măști, un halat de cârpă și atât. Vizieră nu, că nu avem, aia nu avem, dacă stați un pic. Să intri în sală... Dumneavoastră aveți un șef de secție, pentru că aparțineți de o secție din spital, da? Șeful dumneavoastră de secție nu a creat, pentru că zilele acestea există tot, circulă tot felul de informații, că e nevoie de una, de alta și așa mai departe. Nu a creat dumnealui un protocol simplu, ușor de înțeles pentru toată lumea? Nu. Măcar din secția dumneavoastră? Nu. Și asta înseamnă că dumneavoastră vă faceți treaba cum vă făceați și până acum. Adică intrați în contact, nu există un filtru, nu există absolut nimic. Nu există niște aparate, spre exemplu, de nebulizare, nebulizatoare pentru medici, pentru asistenți care intră în contact cu oamenii. Nu, că avem flux laminar. Și cine aude această discuție știe ce vreau să spun. Mi s-a spus că dacă avem flux laminar nu trebuie să mai dezinfectăm. Da. În încheiere v-aș întreba, domnule Simion, spuneați că ați ieșit din tură sâmbătă. Da. În acest moment sunteți acasă? Da, mâine sunt în serviciu. Mâine cu ce gânduri vă întoarceți mâine la spital? Da. Cu ce gânduri vă întoarceți mâine la spital? Cinstit? Vă rog. Cinstit? Nu m-aș mai duce. Chiar dacă sunt considerat lași, chiar dacă se spune că suntem lași și trădători. Ne ducem, ne facem meseria. Și să știți că sunt foarte mulți colegi care lucrează cu absolut nimic, care nu-i vede nimeni. Este foarte ușor să fii judecat. Cred că mai bine ar trebui să fie judecați cei care și-au bătut joc de sistemul de sănătate. Și datorită cărora suntem în halul în care suntem acum. Fără echipamente și fără nimic. Am refuzat să intru în sală la un pacient posibil pozitiv. Nu ați vrea să știți ce mi-a spus domnul doctor Ionescu. Că mă bagă în comisia de disciplină. Domnul doctor Ionescu, da, te bagă în comisia de disciplină. Asta mi-a spus. Ia-ți un halat, mască suficient. Și l-am rugat frumos să vină în sală, să stea cu mine în sală, lângă pacientul respectiv în timpul intervenției. Daniel Simion, asistent la Spitalul Universitar din București, vă mulțumim pentru această intervenție, acuzații așadar extrem de grave cu privire la situația de la cel mai mare spital de urgență din București. Vom încerca să obținem și punctul de vedere al conducerii acestei unități medicale, deoarece, așa cum am văzut, medicii se confruntă cu mari probleme. Și e important să știm care este punctul de vedere al managerului spitalului, cum reacționează de fapt conducerea spitalului la acuzațiile până la urmă pe care le fac
facă angajații din această unitate spitalicească, cred că una din cele mai importante din România, dacă e să le analizăm pe